Prin noua ordonanță de urgență, producătorii vor vinde electricitatea la prețul de 400 de lei pe megavatoră, cu 50 de lei mai puțin față de acum. Iar companiile care extrag gazele vor vinde cu 120 de lei pe megavatoră, o reducere de 30 de lei. Noile prețuri se vor aplica chiar de la 1 aprilie anul acesta. Scăderile nu se vor vedea însă și în facturi, pentru că rămân în vigoare actualele plafoane până la 1 aprilie 2025, când expiră schema actuală. Rămân la plafoanele de 0,68 și 0,8, care oricum sunt sunt suportabile sau ar trebui să fie facturile suportabile. Unii consumatori, dintre cei care plăteau la prețul maxim de 1,3 lei pe oră, la ei se va reduce prețul 1, 2 sau 1 leu. Scopul este încă o dată să asigurăm pentru clientul final, clientul casnic, românul de rând, respectiv clientul non-casnic, companiile românești, să asigurăm o stabilitate într-un an complicat cu război la graniță cu un conflict în Orientul Mijlociu și cu o situație fluidă. Specialiștii spun însă că românii au libertatea de a încheia un nou contract de furnizare dacă găsesc o ofertă mai bună sub actualul plafon. S-au trimis și în, aceste, în această perioadă de timp contracte de renoire cu clauză dacă nu răspundeți în termen de 20 o lună, se consideră că ați acceptat. Noua ordonanță de urgență aflată în dezbatere publică anunță că de la 1 aprilie 2026, când expiră schema de plafonare, România se întoarce la o piață liberă în domeniul energiei. Clienții nu vor mai beneficia de niciun fel de ajutor din partea guvernului, cu excepția consumatorilor vulnerabili. Prima schemă de plafonare a prețurilor pentru energie și gaze în contextul crizei a intrat în vigoare în toamna anului 2021.